Mihaela Cofțun se numără cu siguranță printre cei mai cunoscuți psihologi din municipiul și județul Giurgiu, iar vineri 29 septembrie a intrat în rândul scriitorilor. Sediul Bibliotecii Județene Ia Basarabescu Giurgiu din strada Ștefan cel Mare a fost gazda evenimentului care a adus în mâinile giurgiuvenilor cartea semnată de Mihaela Cofțun, Arta iubirii în doi. Este o mare onoare și o mare bucurie pentru Biblioteca să fie gazdă a acestui eveniment. O mare bucurie pentru fiecare dintre noi și mă bucur că în această grădină de vara bibliotecii, care încă nu poartă un nume, dar să ne mai gândim, sunt atâția tineri care au prilejul să afle niște lucruri extrem de interesante de la cel mai avizat exponent al psihologiei, Mihaela Cofțun, și să afle aceste lucruri la timp. Vizibil emoționată de publicul numeros care a dorit să afle mai multe despre Arta iubirii în doi, dar și despre omul Mihaela Cofțun, autoarea volumului le-a declarat celor prezenți despre clipa în care emoțiile au început să-și facă simțită prezența. Tatăl m-a întrebat, toată ziua, ești emoționată pentru evenimentul de mâine? Am spus, nu. De ce să fiu emoționată? Pur și simplu, ceea ce m-a emoționat până la acest moment a fost această carte, atunci când am luat-o din tipografie. Însă, în momentul în care ați început să pășiți în această curte, seara mea s-a schimbat total. M-ați emoționat că am spus că acest machiaj nu va rezista mai mult de 15 minute pe fața mea. Și vă mulțumesc încă o dată pentru că ați avut plăcerea să fiți alături de mine și voi încerca, pe cât se poate, să am o discuție cât se poate de liberă, de apropiată, cu voi toți tinerii de acolo și cu invitații mei de seamă, cărora le mulțumesc din suflet că mi-au făcut această onoare să fie astăzi alături de mine și mulțumesc familiei mele pentru susținere. Prezent la lansarea volumului Arta iubirii în doi a fost și cunoscutul inginer Victor Boiangiu, care s-a declarat onorat de invitația primită. Având în vedere că mai devreme am discutat cu doamna autor, psiholog, și spunea că este emoționată, vă rog să mă credeți, chiar dacă am văzut asta, sunt și eu foarte, foarte emoționat și mai ales de subiectul acestei lucrări, acestei cărți. Pentru că, sincer să fiu, am văzut atâtea capitole și m-am tot gândit unde să mă plasez eu. La iubire, la infidelitate, la... nu știu ce să fac și sunt convins că citind această carte o să încep și acum sunt într-un fel bucuros că nu-i soția aici, că recunosc față de dumneavoastră. Și o să încep să văd care și unde și ce pași am făcut. Printre invitații Mihaelei Cofțun s-au numărat și cadre didactice, aceasta fiind la rândul ei profesoară. Mai mult decât atât, meseria pe care o are a făcut-o pe Mihaela Cofțun să lege și prietenii. Ce putea fi mai bucuros și mai mare fericire să ne arătăm noi astăzi decât să fim iată alături de Mihaela Cofțun, care ne, și de data aceasta ne-a făcut o bucurie. Și nu ce să facem, deci se mulțumim foarte mult pentru că a îngăduit ca noi să fim aici cu ea astăzi, pentru că a ales să împărtășească cu noi lucruri din experiența ei de psiholog practician. Și cred că aici nu există vârstă, fiecare vârstă are conotațiile sale și de acolo clar vor fi învățenite și pentru elevii mei și pentru onorații invitații de astăzi. Profesor dr. Mariana Valentina Găule a vorbit despre cum a cunoscut-o pe Mihaela Cofțun, dar și despre cum a luat naștere prietenia dintre cele două. Cei prezenți la eveniment au avut ocazia să afle de la Mariana Găule și alte activități pe care Mihaela Cofțun le desfășoară. Ne cunoaștem de câțiva ani buni și vă spun cu toată sinceritatea că este o binecuvântare pentru mine, ca de altfel cred că pentru toți prietenii Mihaelei, că o am prietenă, că o am avut-o mai întâi colegă, apoi am devenit prietene și sper să dăinuiască această frumoasă legătură dintre noi. Doamne ajută! Despre Mihaela se pot spune foarte multe, pentru că este o femeie de succes. Este o femeie împlinită din toate punctele de vedere și așa cum în viață întotdeauna există loc de mai bine, sunt convinsă că va continua pe toate planurile. Cum spuneam mai devreme, este o femeie
care ne poate fi multora model. Are multiple calități. Dacă este să luăm partea profesională pentru care astăzi ne aflăm aici, la apariția primei sale cărți și la debutul ei în publicistică, și îi doresc să mai apară și alte cărți sau articole de specialitate, vă spun despre dumneai că pe lângă calitatea de psiholog pe care o are, aceea la Spitalul Județean de Urgență și la cabinetul pe care îl deține, este și profesoară. Noi am fost colege la Liceul Nicolae Cartojan, acum este la Școala Nr. 4, dar îndeplinește și această calitate de profesoară. De asemenea, este președinta unei asociații de caritate, dar autentic. O asociație în care am fost și eu invitată să în care am fost invitată să fac parte, din care să fac parte. Împreună cu Mihaela Cofțun am făcut muncă de teren în cadrul acestui ONG. Ana Maria Mărzac s-a numărat printre invitații care au vorbit despre Mihaela Cofțun, despre cum au cunoscut-o și despre prietenia care există la mijloc. Vreau doar să vă vorbesc despre o postură care am cunoscut-o pe Mihaela și care pentru mine este esențial. Și da, e minunat să ne rostim credința cu voce tare, să ne audă toată lumea. Eu pe Mihaela am cunoscut-o în interiorul Bisericii Buna Vestire. Este familia la care țin foarte mult, ea e parte din familia bisericii noastre. Și mă bucur că am întâlnit-o acolo, e în panteonul nostru spiritual, îi mulțumim odată în plus că e un reper și acolo pentru noi. Autoarea cărții Arta Iubirii în 2 a încheiat evenimentul de vineri, 29 septembrie, vorbind despre iubire, despre munca pe care ambii parteneri trebuie să o facă într-o relație, aceasta fiind la rândul ei un exemplu al unei căsnicii durabile, având alături de soțul ei 28 de ani de căsătorie. Totul se construiește pe bază de respect, totul se construiește pe bază de susținere reciprocă. Am 28 de ani de căsătorie alături de soțul meu. Este un om minunat. Este... Împreună am trecut și noi, ca și voi, prin soare, prin vânt și prin furtuni. Toate fenomenele meteorologice au fost și pe la noi. Dar cu toate astea, rezistă pentru că noi o facem să rezistă. Rezistă pentru că prioritatea nu este orgoliu. Rezistă că pur și simplu încercăm să ne cunoaștem, să înțelegem care este nevoia femeii, care este nevoia bărbatului. Să ne lăsăm limite și în același timp să ne sprijinim reciproc. Eu nu știu să fac ce face el, el nu știe probabil să facă ceea ce fac eu, dar ne sprijinim reciproc. Și asta este un lucru important. Am spus de foarte multe ori că soțul meu este un foarte bun om de afaceri, un manager extraordinar și un afacerist. S-a dovedit lucrul acesta de foarte multe ori și se mândră de el. Dar cred că cea mai bună afacere pe care a făcut-o a fost să m-a luat pe mine.